S-a spus că Steaua ar fi interesată de acest atacant foarte tânăr, Alexandru Tudorie. Are un fizic remarcabil. De Gabi Iancu, mingea cade în care balonul îl depășește și pe Ioan Filip. Lucian Filip, cel care a centrat, dar mingea este respinsă. De nou foarte bine plasat fundașul Stelei. Gabi Iancu, se luptă și Lucian Filip, răduț pentru Daniel. De sunet și lumină promis de cei de la Steaua pentru sărbătoarea titlului cu numărul 25. Și în curând, în care Steaua a fost foarte prolifică în acest campionat, reușind să marcheze 14 goluri, Paul Pârvulescu nu primește lovitură liberă. N-a mai putut continua această partidă, Milea. A ieșit accidentat la faza golului. Trimite Iancu, acum în careu. Respins cu Dorie. A fost însă și un fault în atac. A fost întâmpinat de Mihai Răduț. Triț, prea corect. Marquinhos. Foarte bun executant al loviturilor de la 11 metri acest brazilian. Mai înscris și în cupă în fața Câinilor Roșii. Un transfer reușit, fără îndoială. Iată, cu 7 reușite este al doilea marcator al Stelei. A avut mare credere în el, Laurențiu Regecamp. Calitatea lui Cheșeru nu poate fi pusă la îndoială, a jucat, a rezistat atâția ani în celelalte campionate puternice ale Europei, în care același trofeu să fie decernat an de an fiecare echipe care... De premiere... Îngajează Goicoecea. Da, Goicoecea până la Marquinhos și acum... cei de la Oțelul. Triț repune lung de la margine. Dașul francez a jucat la tur și a avut prestații deosebite. A marcat 7 goluri în 12 apariții. Pasă cu pieptul al lui Pio Vacari pentru Grădinaru. Pe din nou aur. Cantonament până la meciul de vineri cu Astra. Gabi Giurgiu către Tudorie, un nou contraatac, Liviu Băjenaru așteaptă stafei, Băjenaru se uită, crește din nou nivelul decibelilor. E cel mai mare stadion al țării. Gabi Giurgiu râpă, respinge. Repet, un meci bun pentru Rup. Până la urmă, fanii prezenți pe Arena Națională au avut parte de toate ingredientele unui spectacol de plin și gol.